Strategia de dezvoltare a municipiului, strategia de dezvoltare a orașului pe perioada 2014-2020 și sunt cuprinse mai multe segmente de sectoare de activitate, printre care și sportul. Am consimțit, să zicem, să coordonez acest segment, dar consultându-mă cu colegii mei. Și ideea de bază și care să se lege oarecum de ce se întâmplă aici, o idee la care m-am gândit mult și colegii mei au completat cu lucruri foarte interesante, este să lăsăm deoparte lucrurile complicate și să facem lucruri simple. Unul dintre lucrurile simple, pentru că sunt aici cei de la basket, ar fi, conform unor experiențe pe care le-am avut și unor studii pe care le-am văzut și revăzut și revizuit, nu ne trebuie baze sportive ca să respecte distanța până la gard, înălțimea panoului de basket, culoarea agreată de Federația Internațională. Nouă ne trebuiesc, și în acest program scrie punctual, să spunem 500 de panouri de basket în Cluj. Dacă e nevoie de un panou aici, să spunem, în proximitatea locului în care ne aflăm, identificăm, specialiștii identifică un astfel de loc, putem să punem un singur panou unde lumea să joace basket. Dacă găsim alte spații în care putem pune două panouri sau patru panouri, să le punem acolo, unde specialiștii spun că există interes pentru așa ceva. Dacă mereu o să rămânem tributari normelor, normativelor, construcțiilor foarte interesante și foarte, laborioase, care să implice constructori, care să implice ciment și așa mai departe, așa se vor și întâmpla. Am văzut